Salut, suntem pe vreauceva.ro și sunt Viorel Copolovici. Nu sunt bucătar, dar asta știți deja. De data asta, pentru cină, o să facem clătite orientale, clătite cu o umplutură de carne de vită cu foarte multe mirodenii. Hai să vedem cum o facem. Pentru început o să facem aluatul clasic pentru clătite. Într-un castron o să spargem 2 ouă. Adaug vreo 200 de grame de făină în care am pus puțină sare. Și desfac toată compoziția cu apă minerală. Acum că am terminat aluatul pentru clătite, o să le prăjim. Dar pentru că vreau inclusiv clătitele să aibă o aromă aparte, o să pun în aluat câteva semințe de chimen strivite. Am încins tigaia și pun foarte, foarte puțin ulei. S-a încins uleiul în tigaie, facem clătitele. Ei bine, pentru că prima clătită s-a rumenit deja pe o parte, o să facem povestea aia cu aruncat în aer. Spuneam mai devreme că vom face clătite orientale. Asta înseamnă că în umplutură aromele foarte, foarte puternice vor predomina și atunci în umplutura mea de carne de vită o să am usturoi, ardei iute, sos de soia, sos de stridii, câteva bucăți de ananas. O să vedeți foarte repede despre ce e vorba. Încing tigaia și pun foarte puțin ulei de măsline. Și în uleiul de măsline care se încinge, voi pune usturoiul tocat. Care nu îl las să se ardă, îl amestec bine. Și lângă el aduc ardeiul iute. Călesc usturoiul în ulei de măsline, nu foarte tare, doar să se aurească puțin, să devină puțin transparent. Și lângă el aduc ardeiul iute. Și îl pun în tigaie, alături de usturoi. Și în continuare pun câteva rondele de ananas curățat. Și cât se călește și se împrietenește ananasul cu ardeiul iute și cu usturoiul, o să curăț și o să rad repede puțin ghimbir. O aromă spectaculoasă are ghimbirul. Vă recomand cu căldură să luați ghimbir proaspăt. Și ar fi momentul propice să adaug carnea. Carnea pe care am luat-o de la Le Boucher este un brand de măcelărie al Mega Image. Aproximativ 200 de grame. O bucată frumoasă de carne de vită tocată pe care o desfac. N-a durat mai mult de 10 minute până ce carnea de vită s-a călit bine cu celelalte ingrediente și e momentul să adăugăm restul sosurilor în povestea noastră, adică sos de soia, vreo
2-3 lingurițe și sos de stridi. Îl găsiți în gama Thai din Mega Image. Sunt mai multe sosuri asiatice. Dacă pe parcurs sosul vi se pare prea uscat, în orice secundă puteți pune fie puțină apă, fie puțină supă de carne, fie chiar puțin sirop din conserva de compot din care ați scos ananasul. Orice e perfect. De asta sosul e puțin mai cleios de data asta. E foarte aromat, este picant. Indiferent de cum vor arăta la sfârșit, dacă ați făcut niște clătite suficient de subțiri și de elastice și dacă umplutura a ieșit bine, cu siguranță rezultatul final nu poate fi decât o încântare. Astea sunt niște clătite orientale la care vă invit la cină împreună cu cei dragi. Poftă mare!